În primul rând, ce ai reușit să obții prin programul Revive? Pe lângă meniurile echilibrate și am învățat cum să mănânc echilibrat și sănătos și ce alegeri să fac la alimente, adică am renunțat la cartofi albi, n-am mâncat deloc lunile astea, dar nici nu le simt lipsa. Tonusul muscular, forma fizică, energia, disciplina, structura zilnică, toate, Kilogram toate. de ajuns. Câte kilograme? 8,5 kg. Și asta în condițiile în care n-am fost chiar cea mai disciplinată, deci dacă eram cu punctul pe virgulă, cu siguranță eram și mai și da, eu oricum sunt foarte fericită. Așa asta am obținut prin Revive, optimismul și să urmez țelul chiar dacă mai am câteva piedici. Nu știu, m-a ajutat. Bravo! Una de la. Povestește-ne un pic despre tine. Ce faci, cu ce te ocupi, mămică, câți copii? Da, sunt mămica doi băieți de 3 și 5 ani. Lucrez în învățământ, ca și în structurile administrative din învățământ. Sunt la comunicare, coordonez serviciul de comunicare într-o universitate. Am un job destul de stresant și solicitant, pentru că asta este. Am doi copii foarte drăguți și minunați și care De cresc energie. energici și, bineînțeles, am și un soț. N-am cuvinte să-l laud destul de mult pe soțul meu. Este sprijinul meu, este prietenul meu cel mai bun, tot ce vrei. Dacă nu i-ar fi el, n-aș fi eu, să zic așa. Și după ce am rămas însărcinată, după a doua sarcină, am intrat într-o depresie postpartum destul de severă, cuplată cu niște incidente personale, decesuri în familie și așa mai departe, care au dus la o creștere vertiginoasă a greutății, la o stimă de sine scăzută, la, mă rog, depresie cu tot ce vine ea. Și na, asta mi-a afectat stilul de viață, relația în familie. Eram prezentă, dar nu eram implicată, ca să zic așa. Stilul de lucru, tot. Și am dat peste Revive, era o reclamă pe Facebook și am zis, ok, ce poate fi mai rău decât îs eu acum și hai că vreau. Și de acolo a început povestea asta. Deci 3 luni deja sunt mai veselă, nu s-a schimbat jobul, e la fel de greu, la fel de haotic, dar e mai ușor de menegeriat acum, pentru că am mai multă energie, sunt mai pozitivă, sunt mai, nu știu, mai structurată, mai tot, mai bine, pur și simplu mai bine. Na, acasă cu copii sunt, ne jucăm mai mult, râdem, glumim, chestii care înainte nu le făceam, că eram pur și simplu, hai să trec peste și ziua de astăzi și să fac ce trebuie și cam atât. Și bun, s-a încheiat. Și nu, deci cam asta e viața mea. Mă Asta bucur sunt foarte tare și mă bucur că ai depășit perioada aia grea a vieții tale și că am contribuit și eu puțin acolo și că Da, ești foarte. mult mai bine acum. Mă bucur Da. mult. Din ce parte a programului ai extras cea mai mare valoare? Ce ți s-a părut cel mai mișto? Exercițiile. Nu neapărat. Exercițiile, adică rezultatele exercițiilor, mi-am dat seama că chiar dacă am aproape 40 de ani pot să fiu fit și cum vreau eu să fiu, adică nu credeam că o să pot să zic că, bă, ajung să fiu cum văd pe altele în filme sau în reclame, că o să ajung și mai și, pentru că știu că pot, adică dacă în 3 luni am ajuns așa și nu Da. renunț. Regimul alimentar, adică direcțiile de mâncare, de a mânca, de a consuma alimente, asta mi s-a părut foarte, foarte bune, foarte multă informație și nu neapărat că am avut nu știu câte rețete, dar am știut după aia cum să fac, adică știu cum să-mi creez eu farfuria de acum înainte, către ce alegeri să fac când îmi fac un meniu săptămânal. Deci asta e foarte, foarte ok. Și
Tehnicile de relaxare. Astea, iarăși, mi-au plăcut foarte mult. Mă Asta bucur. le fac în fiecare dimineață și mi încep ziua foarte Yay! Mă bucur mult, Adela. Așa, concret, ce schimbări ai observat în stilul tău de viață de când ai participat în programul Revive? Mănânc micul dejun zilnic, fără Ok. excepție. Beau multă apă. Dorm mai bine. La 10 seara pic de somn. Adică nu mă mai încarcă gânduri. Pot să dorm un somn complet foarte bine. Da, și în același timp dimineața mă trezesc mai devreme. Fizic vorbind, tranzitul mi s-a reglat, adică nu mai am nevoie de ceaiuri, de sub, din astea, medicamente ca să merg la baie, să zic așa. Pielea e mai ok. Bravo, Adela. Da. Deci, numai de bine, nu? Dar Da. cum a fost experiența ta în program? Cum ai simțit programul per total astea 12 săptămâni? Cum ți s-au părut? La început mi s-a părut greu, adică foarte multă informație, foarte multe chestii mici pe care trebuia să le fac și mă gândeam cum o să le integrez eu în viața mea de zi cu zi, care oricum era așa. Ok. Dar după acum, de exemplu, le fac așa bine să le fac, că e normal să fac chestia asta, e normal să mă gândesc ce mănânc astăzi, să-mi pregătesc din timp mesele, e normal să beau multă apă, e normal să respect orele de masă, stomacul îmi cere să mănânc, e normal să fac exerciții, îmi place cum mă simt după un antrenament. Și antrenamentul în sine îmi place pentru că e ora mea de liniște și nu vreau să renunț la asta, adică îi face parte din rutina mea și e ok, foarte ok. E momentul tău acolo, tu cu tine. Da. Și faptul că trebuie doar să stau, să număr, să mă concentrez, să fac exerciții fără alte gânduri, fără alte E deconectarea. stresori. Da, e perfect. E ce trebuie ca să, în cazul meu, să-mi încep ziua, pentru că eu le fac la începutul zilei, dar pot fi și după masa și seara, că sunt la fel de bune. De ce ar trebui cineva să intră în programul Revive conform experienței tale? Wow, păi, depinde. Ar trebui să intre pentru că își găsește un stil de viață sănătos, echilibrat și chiar dacă la început pare mult și mult, eu știu că multă lume, inclusiv eu, nu se apucă de un regim, de un program, că programul ăsta nu e numai un regim sau un exercițiu combinate și nu se apucă de un program care duce la un stil de viață sănătos pentru că li se pare mult. Dar după ce îl faci, după 2 săptămâni după ce îl faci, deja devine mai ușor și pe urmă mai ușor și pe urmă devine normalul tău. Și dacă vrei să ai să fii sănătos, dacă la 50 de ani vrei să urci pe munte și să nu te doară încheieturile și spatele și să ai o formă fizică ca lumea și o formă mentală și bună și să fii fericit cu tine, eu zic că merită să faci programul ăsta. Așa mi se pare. Mulțumesc din suflet. Da. Există aspecte ale programului pe care le-ai schimba sau ți-ar plăcea să fie îmbunătățite? Nu știu, nu a fost ceva ce nu mi-a plăcut. Am avut comunicare continuă, dacă am avut întrebări de orice fel, eu le-am pus. Am avut și lejeritate, pentru că chiar dacă regimul alimentar a fost strict, să zic așa, în același timp am întrebat și am putut să schimb un aliment cu altul dacă nu mi-a plăcut, dacă într-o zi sau n-am putut să fac antrenamentul, m-am reglat, deci nu mi se pare că ar trebui ceva schimbat. Nu știu. Mulțumesc din suflet și încă o dată îți mulțumesc că m-ai ales pe mine să fiu alături de tine în călătoria asta. Mă bucur că am ajuns la rezultatele la care am ajuns. A fost o muncă 50-50, așa că și eu îți mulțumesc. Ce să zic? Mă bucur că ești bine și de aici și mai bine. Mersi, să fie, să fie. Și da. Da, și noi, Adela, Ținem rămânem. legătura.
Ținem legătura, sigur că da, ți-am zis, scriem de fiecare dată când simți nevoia, când ai întrebări, când orice natură sunt aici și îți răspund, telefonul meu online nu-l voi schimba, așa că de-abia aștept să-mi scrii și de-abia aștept să ne auzim peste un an și să-mi trimiți poze și să te văd cum ești în noua ta formă, așa. Așa, În da, costum de baie la plajă, pe o insulă exotică. abia aștept. Deja mă duc să-mi comand costume de baie, că urmează să merg la plajă la sfârșitul lui august și nu mai am nimic să mi se potrivească, așa că trebuie să fac shopping. Mi se pare corect. Și eu de-abia aștept shopping-ul. Da. Exact. Te pup, Adela. Îți mulțumesc Și eu te pup încă o și dată. mulțumesc încă o dată că ne-am întâlnit și ne-am întâlnit când trebuia. Dar, apropo, pe Facebook m-ai văzut? Să știi că eu reclamă nu am făcut pe Facebook. Da, Adică eu pe Facebook. erau doar postările mele, adică fără reclamă. Eu, prima dată, cred că mi-a povestit cineva de tine. Mi-a povestit o prietenă care e foarte into fitness și din astea. Și pe Facebook te-am căutat și probabil că după ce te-am căutat, au început să-mi apară story-urile și pentru că urmăream. Da, era mamă, să fiu și eu așa, mamă, tot mă uitam, da ce, da cum, și mi se părea așa de greu. Da, și când mi-a apărut cu lansarea revival-ului, mi-a apărut story, trebuia să scriu vreau și vreau și așa mai departe, pe Facebook, deci eu de acolo am găsit. A, și te-am văzut odată la televizor, la o emisiune Pro TV sau Antena 1, nu știu care, Dar la una vorbește din... lumea că acolo de obicei nu. Exact, acolo, da. Da, odată te-am văzut acolo. După aia te-am urmărit, te-am stăcuit o leacă. Așa. Normal, mi se pare corect. Bine, Da. Adela. Acum, dacă mai ai întrebări. Nu, deocamdată nu. Nu știu, însă mi se pare, mi-e frică că acum nu mai am, nu te mai am în spate, dar sper că ești destul de disciplinată. Adică nu că sper, știu că ești destul de disciplinată să merg mai departe. Oricum, dacă Pentru te că sperii sau ai momente din alea, scrie, da? Sunt aici. Grijă mare, nu te duce sub rata metabolică, da? Ți-am scris acolo rata ta metabolică, probabil a scăzut puțin și să-ți calculezi din nou și rata metabolică și calorile la care ești acum, da? Acolo trebuie să ai tot timpul grijă, dar dacă tu îți faci farfuria echilibrată, este imposibil să cobori sub, da? Ține-te, joacă-te cu alimentele, joacă-te cu nutrienții, da? Să ai din fiecare cât un pic. Nu o lua ca pe o relație cu mâncarea, că nu-mi place treaba asta. Mâncarea e mâncare, trebuie să ne hrănească corpul și cam atât, nu facem o relație cu mâncarea. Dar Da. alege alimentele corecte. Cumpără alimentele corecte să le ai în casă, da? Dacă Exact, le ai în casă, exact. pe alea le mănânci. Ok? Exact, asta e. Ok să mai dai și în dulciuri, dacă simți nevoia la un moment dat, habar n-am, da? Ai acolo și musul cu ciocolată, ți l-am dat acolo, mai ai câteva lucruri Da. care te ajută puțin. Dar alege de fiecare dată după o masă principală să consumi dulciurile, da? Ok. Bine, Adela, te pupăcesc și ține legătura, da? Scrie cu încredere Bine. ori de câte ori și nu te speria că te descurci. Ești în Mersi. regulă, da? Mersi, Revin cu mersi, calculele alea, ți le trimit astăzi. mersi. Ok, îți trimis și ultima poză de cântar, că aia nu ți-am trimis-o, că... Cred că nu ți-am trimis de săptămâna trecută. Nu e trimis. Da, Dar nu mai trimis. contează, sunt 8 kg și jumătate pentru mine, e perfect. Eu sunt mulțumită dacă tu ești mulțumită. Eu sunt foarte mulțumită, eu chiar nu mă așteptam să am rezultatele pe care le am și nu neapărat în kilograme, ci în cum arată corpul meu. Asta că pentru mine contează mai mult decât câte kilograme. Cum stau hainele pe mine. Deci îmi place. Mă bucur. Îmi Oricum e place foarte foarte mult. vizibil, cel puțin pe partea de abdomen, burtică. E foarte vizibil acolo. Pozele sunt un pic din unghiuri diferite, dar la burtă se vede cel mai bine. Ceea Da, ce e targetul pe care ni l-am dorit de la început acolo. foarte, Da? foarte, foarte bine. Da, mersi. Te pup, Adela. Eu, Minunată și o viață frumoasă și echilibrată. mulțumesc, la fel, la fel. Ciao. Prien, te pup. Da.